viitoare, prieteni, ne revedem cu ai mei, un podcast în care vă oferim întâlnirea cu artiști, cu oameni pasionați de cultura tradițională, de cântecele vechi, de tot ce înseamnă până la urmă fondul acesta care ne reprezintă pe noi românii. Oameni pe care iubiți, oameni pe care poate nu-i cunoașteți, dar îi descoperiți prin intermediul acestor întâlniri și sper din toată inima să ne fiți alături. Nu uitați să vă abonați pe pagina mea de YouTube, Iuliana Tudor Oficial, și să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram. Invitații mei de astăzi sunt 5 tineri nebuni, așa cum îmi place mie să le spun la emisiunile la care ne-am întâlnit de atâtea ori, și vă rog să-mi permite să vi-i prezint. Așadar, Paula Ananie, Andreea Haisan, Alexandru Brădățan, Oana Tomoiagă și Gabriel Dumitru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Altfel spus, pentru cunoscători, doamnelor și domnilor, frații. De ce frații? Ansamblul legătură... folcloric, național, profesionist, intergalactic, frații. Și doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să reiau prezentarea. Îmi devine o deosebită plăcere să am invitați astăzi pe membrii ansamblului profesionist, intergalactic, internațional, național și planetar și ce mai cosmic, frații. Ziceți-mi și mie, de ce frații? De unde vine povestea asta? Dintr-un... Știți cum e că din rău poți să faci bine? Ai o întâmplare, nu? E o întâmplare, da. Așa, dintr-un fericită rău... sau? Păi dacă e un acum rău... e fericită. Acum e fericită, da. Mai fericită, o deveni fericită. Dar n-a fost fericită. Nu, n-a fost fericită ce atunci. Ce s-a petrecut? Mai pe românește zi tu, ce bine îmi pare că... Da, am luat o țeapă cumva. Bine, da, bine, noi eram oricum... Noi am luat. Am luat o țeapă, într-adevăr. Noi oricum eram frați și înainte, dar evenimentul acesta ne-a unit cumva, pentru că am participat la un proiect, în fine, am aflat niște lucruri despre care noi nu știam. Noi suntem cumva paraliști de felul nostru, ne place să ni se spună lucrurilor în față, ce e de câștigat, ce e de făcut, ce e de pierdut. Vedeți, domnule, spiritul tânăr, tată, cât, cum? Unde? Nu. De ce? Mai contră, din contră. Noi ne făceam voluntariat în proiectul respectiv. Voluntariat în proiectul respectiv. Dar de fapt nu era voluntariat. Adică noi făceam voluntariat, dar... Una ni s-a spus și alta am aflat că s-a făcut. Și noi cum suntem verticali... Ați înțeles, deci i-au luat de fraieri. Asta. Ideea a fost următoarea, că atunci când s-a terminat... Așa. Toată situația respectivă, cumva nu s-a terminat în mod de cel mai elegant mod, s-a terminat cu las că vă arăt eu vouă. A, v-a amenințat, da. Și da. Ne arăți nouă, las că ți arătăm noi ție. Și ce ați făcut? Și a venit, a venit pandemia și cumva am avut timp și ne-am mai văzut. Cumva am avut tot timpul. Cumva am avut timpul pe care nu l-a fusesem până corect, atunci. Da. Și dintr-o creație și dintr-o... Toată prietenia noastră a pus-o într-un cântec, de fapt, da. Care și, și poartă titlul de frați la bine și la greu. Eu le-am adus cozonac și ce credeți că am aflat? Ne pare rău, noi am început un an în care încercăm să curățăm corpul, sufletul, suntem pe zen, 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 zen. Și atunci cozonacul nu m-a potrivit și vă dau altceva. Am, sunt pregătită. Exact. E, și uite, am de la prietenii noștri, se numește One Meal. Eu am citit puțin despre mamică și tu. Da. Când sunteți aud doar laude și vorbe bune. Deci căpșuni, vanilie, ciocolată, aude toate. Și mai și uite, ciocolată pentru mine. Fără zahăr, fără nimic. Deci n-are zahăr, n-are zi foarte multe calorii. N-are zahăr? Ai, mă, pe și are și vitamine. Știți cum se bea? Așa. Se face așa. A, combinăm, nu? Nu, stați așa. Se face așa. Dar vezi că are un gust foarte dulce, gustos, și dacă ți-e poftă de dulce, trece poftă de dulce. Astea o să le ia cu ei, pentru că de aici fiecare, trebuie să vă spun, pleacă la nu știu câte sute de kilometri și atunci sunt foarte bune. Am pe cadouri pentru voi, dar vedem la finalul, la finalul emisiei. Da, bineînțeles, Acum că am deschis frumos discuția noastră, vreau să-mi spuneți ce înseamnă pentru voi să ai un frate. Pentru că știu că aveți. Da. Cel mai frumos lucru. Foarte important. În primul rând, eu vorbesc de fratele meu care e mai mare decât mine cu 6 ani și întotdeauna fratele meu a însemnat un ajutor pentru mine. În toate... Dar ca modurile. Pe beneficiul vesel. Nu neapărat. Păi pentru mine, sora mea este jumătatea cealaltă a mea, adică pentru mine este a doua mamă, pot să zic, pentru că ea mă ceartă cu ea, mă sfătuiesc, am o bază, ea este exact opusul meu, eu sunt apa de munte,
curgătoare, ea este calmă, liniștită, ascultă muzică clasică, își pune tămâie în casă, are un zen aparte. La tine? La mine? La mine e situația mai interesantă cu fratele meu, pentru că noi am crescut destul de separați, adică e o diferență între, de 7 ani între noi. Eu eram clasa 1, el era clasa 8-a, el pleca la liceu în Baia Mare, nu ne-am mai văzut o perioadă, după aia a plecat în Germania. Eu am realizat destul de recent că am un frate și ce înseamnă să ai un frate. Știi, când se întrerupe curentul, știi? Și oamenii sunt obligați să comunice, da. Știi? Quantare. Da. Și nu neapărat. Chiar o familie mișto. Chiar mișto. Nu neapărat, dar în ideea în care am înțeles într-un final ce importantă e o legătură de sânge, și că ai un om pe care mi-a luat ceva, pentru că noi nu ne-am prea întâlnit. Noi nu prea am stat împreună, dar noi nu n-am. Vezi, după 30 se întâmplă totul. La mine, fiind apropiați de vârstă, noi ne-am înțeles întotdeauna foarte bine și într-adevăr este un om pe care te poți baza de fiecare dată. Deci aveți o relație, o iubire. Da. Și la mine mai sunt situații. Acum să revenim, care e relația între frații ăștia? Se aplică, spunem, care e jumătatea ta dintre ei? Aici totul se împarte la 5, nu sunt, nu. Totul un întreg, împărțit la 5 părți egale. Da, chiar avem o vorbă. După față nu e de acord. Ba da, este de acord că mai vezi. Nu, el vrea dobânda. Nu. Da. Noi avem o vorbă. Dacă unul a spus așa e. Așa rămâne. Adică dacă Oana vrea să facem așa, na, așa deci e. Deci înțeleg că ați stabilit, e un cod până la urmă de reguli. Ca nu să l-am stabilit, a venit de la sine. Nu, vin de la sine și cred că... Bun, zi-mi așa, prima regulă, cea mai importantă. Cea mai importantă regulă este că suntem naturali unul cu altul și nu, dacă avem ceva să ne spunem, nu ne spunem, eu spun Andreea la ureche, nu. Îți spun ție, ne spunem toți, dezbatem, deci, urlăm. Deci sinceritate și totul direct. Da, chiar urlăm, trăznim toate prin casă. Spune-mi ce nu-ți convine la Alex Brădățan. În acest moment nimic. Îți folosește fixativul de păr. Da, așa e. Nu, eu îl folosesc pe lui mai des. Dar ultima oară a fost diversă. A doua regulă. Cred că asta e cea mai importantă, nu prea avem alte reguli. Am învățat să ne luăm așa cum suntem. Ne cunoaștem și calitățile și defectele și nu ne mai supărăm de la... Și faptul că suntem de atâta timp împreună, am ajuns să ne cunoaștem atât de bine încât nu prea ne mai deranjează ceva la... Și mai este o regulă adică pe care... Adică spune-te-o dacă zice, bai, cânta prost în seara asta. Asta e. Nu, n-am mai avem din astea. Asta a trecut. Adică, uite, bă, a cântat mai bine decât mine sau uite ce s-a făcut. Nu, facem o criză de râs toți și asta este. Sau dacă noi cântăm împreună și atunci unul are un moment mai prost, intervenim ca să salvăm momentul, da. Cam așa. Serios? Da, de s-a întâmplat? Doamne, spune! La spectacolul de la Bacău pe care l-a avut Alexandru, unde ați fost prezentatoarea noastră și am avut un moment cu Paul, la un moment dat era o greșeală de orchestră pentru că n-am avut timp să repetăm suficient. Maestru Nicolae Bodgros a uitat că el cumva avea trei strofe sau făcea patru și avea un solo de dobă unde are el o strigătură celebră. Pe care cumva... eu o făcusem deja, pentru că așa repetasem. Da, și maestru... Și în momentul ăla am avut blank, eu nu știam ce să fac. Maestru a făcut iarăși solo. Deci zi strigătura ta. Nu te uita mândrălung, că n-am corni să te împung, că eu am numai un corn, când te împung te și răstorn. Și momentul în care, după strofa respectivă, maestru a mai făcut o dată solo, el a avut un moment în care s-a blocat, eu m-am uitat la el, l-am strâns de mână și am venit cu răspunsul eu. Nu mă tem de coarnie, că îmi place să mă răstoarne. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și a zis, Doamne, nu știu de unde s-o veni, să mă scoți atunci pe moment. Da, deci, pe moment? Da, dar noi nici mai trebuie să ne privim. Că... Noi mai avut momente împreună, la nuntă. Când ea uită versul și eu, fără să mă uit la ea, eu intru. Deci piesa mea, tonalitatea mea, care era probabilitatea să intre Paul exact în momentul în care eu am uitat versul următor? Fii atentă, fără să ne privim. Deci până la finalul podcastului, te rog să-mi faci și mie un catren cu ai mei. Ia, gândește-te tu așa. O strofă. O strofă până la final, dacă ești așa de talentată. Bun, facem. Să revenim. Mai avem o regulă. Așa, uite, o singură regulă avem. Știm când trebuie să ne lăsăm în pace unul pe celălalt. Clar. Asta chiar. Adică se simte, simțiți. Deci am învățat unul pe altul și știm când trebuie să lași să-și aibă momentul. Da, povestește Spania, că ne-am certat și am plecat. Cine e cel mai nervos dintre voi? Cel mai irascibil? Toți avem momente irascibile. Las că am auzit eu ceva cu Andreea Haisan, care s-a enervat. Andreea? Povestește Alex, da. Eu? Da. Andreea? Ea povestește, hai. Care față? Dar vă zicem noi în Madrid, dacă vreți, că ne-am certat. Dar de ce v-ați certat atunci? Am înțeles că a fost de la o valiză. A fost de la o valiză. Am dat foc la valiză. Ne-am dat foc la valiză. Era o
vânzoleală, o încurcătură. Oana venea din Dubai. Trebuia să-mi duc copilul la Cluj. Dacă e vorba de valizele Oanei, deja discutăm altfel. Da, da, da. Așa e. Cert este că am ajuns la masă în Madrid până la urmă. Am trecut peste toate. Am ajuns la masă în Madrid și... Iar s-a deschis subiectul. Oana tot vorbea și de obicei Andreiuța e mai sensibilă la discuții astea și mai scapă o lacrimă câteodată. Dar nu mai plângea atunci, eu mă enervam, de ce nu plânge Andreea? Păi nu, treaba era puțin, cum să zic, la mijloc, pentru că Oana l-a rugat pe Paul să ia o valiză, dar pentru Paul era peste mână să ia valiza respectivă, trebuia să se amestece și atunci a zis, na, descurcă-te tu, nu mai amesteca lucrurile, cam așa a fost. Ei, și s-a adus din nou discuția. Iar acum încercau să-și dea care a avut dreptate. El că nu i-a luat baliza, ea că... Da. Și apoi ea tot atâța la mine. Ce m-am băgat eu? Eu vreau să plângă. De ce m-am băgat eu? Și nu mai plângeau, dar ce nu m-am băgat? Te-ai băgat în discuție, adică ce? Și deci, în momentul ăla s-a rupt blanco. A început... Da, și în momentul ăla Andreea s-a ridicat de la masă și eu plecat efectiv. Eu am fugit după ea. Oana... Oana a plecat în altă parte, eu până m-am întors, era doar Alex la masă. Tătea e liniștit. Nu, spune, Alexandru Rădeaș facea ce-mi place cu voi. El nu vedea că le place, ce-mi place cu voi. Da, și ne-am dus fiecare în treaba lui. Efectiv, ne-am dus fiecare în treaba lui și după o oră pe grup. Hei, unde sunteți? Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Mergem să mâncăm la, nu știu unde. Da, mergem, ne vedem în 10 minute. Deci atât a fost nevoie, să ne calmăm. Bun, da, înțeleg. Deci s-au așezat relațiile între voi, e o chimie clară, vă acceptați și vă înțelegeți. Dar care e limita? Peste ce nu o să puteți trece niciodată? Încă n-am găsit-o, cred. Încă n-am găsit-o. Fără limită. Nu, ia abonament din ăla nelimitat. Hai mă să fim. Uite, o trădare. De exemplu, o trădare. N-ai putea să treci. Mai treci. Dacă eu te-aș trăda... Mai treci și peste trădări. Măi, dacă eu aș povesti ceva așa picant din viața ta, sau tu din viața mea, crezi că mi-ar conveni? Nu cred. Peste trădare, clar nu s-ar putea trece. Nu, nu s-ar întâmpla nimic. S-ar schimba puțin relația. Rămâneți acolo. Domnul Paul, ce puteți să-mi spuneți despre doamna? Așa picant. Despre Oana, picant. Îi place mâncarea picantă, poți să vă. Dragostea de frate nu trădează. Mulțumesc. Altceva? Îi plac dulciurile foarte mult. Ce nu știm? Ce nu știe lumea? Ce nu știi despre Oana? Dai să ne gândim. Ce nu știe lumea despre Oana? Că e foarte inteligentă. Că știe toată lumea, fată, ce ai. Nu, știți ce nu știți despre Oana? Și de, pe noi ne... Deja noi ne-am obișnuit cu asta. Vă spun eu ceva ce nu știe lumea. Și ne disperă deja. Oana are eveniment în seara aceasta, da? Oana începe cu vreo 3 ore înainte și își face păruțul. Și își face păruțul și începe. Îți bine? Super. Nu, nu-s bine, e clar. Deci cel puțin de 3 sau 4 ori își desface părul și îl face înapoi, iar și îl desface, iar și îl face înapoi. Povestește aia cu buclele, te rog. Te rog. Să plecăm la o nuntă unde mergeam și cântam amândouă. Eu intram prima la program. Spectacol. Nu mai era nuntă. Era spectacol. Nu contează. Așa. Eu plec de acasă că intram prima. Oana încă se aranja, deși se desfăcuse încă o dată. Deci, și zice, popular, gata. Nu, eu știu, astăzi îmi fac bucle. Na, zic, acum, Doamne, știm de câte ori se împletește și se despletește. Zic, ok, bine, hai, v-am pupat, am plecat. Ajung într-un program, ajunge Paul. La un moment dat vine Oana, știind eu că Oana vine cu bucle. Freza mea, identic, împletită. Da, Andreea, la microfon. Da, ce freză frumoasă ai. Dar aveam aceeași freză. Deci noi eram pe scenă și când am văzut-o, zice Andreea, o, Nana, ce bucle frumoase. Dar la microfon, că ea intrase, așa, știi, eu plecând de acasă cu impresia că Nana o să vină cu bucle. Da. Dar era... Alex, ce ne zici tu despre că ai zis că știi? Da, Oana este o sportivă, ea se apucă de fara fiecare lună. Ea se apucă de sală în fiecare lună. Nu, să vă spun și eu de Alexandru. Și Alexandru are vreo 5 echipamente de sport. Eu de 5 ani mă apuc de sală. Și Găbușu și-a luat 3 în Elveția la schi, dar nu schiază. A, echipamentele. 3. Și-a cumpărat 3 echipamente. Acum e deja în Elveția. Nu, de vreo 2 ori am schiat, dar nu-mi place. Și prefer să-l iau. Dar ție ți-au făcut echipamente. Nu le-ai luat așa, să te îmbraci. Să fiu pentru poză. Pentru poză. Să nu credeți dacă vedeți ceva pe Instagram cu el așa că nu e bine. Știți cum arată realitatea și... Aici, da, aici suntem diferiți, la stilurile de vacanțe. Suntem foarte diferiți, dar ne acceptăm și aici. Stai puțin, că eu văd vacanțe în care sunteți tot timpul împreună. Dar noi mergem oricum. Vă promovați împreună, totul este împreună. Și vreau și eu să știu, partenerii de viață, cei care aveți, ce zic, mă, nene? Păi totuși iar mergem în formă. Păi sunt cu noi. Sunt cu noi. Ei ne pozează, ne filmează. Așa, ei duc bagajul. Nu, ne mai fac de o poză, ne filmează, sunt acolo.
Da. Dar nu apare poze. Dar decor, da. Da, să știți că... Dacă... Da, serios, știți ce bărbatul tău, că oricum lumea știți ce spune. Fix pe Costin că l-ați găsit. Costin este noi... Mâinea lui Dumnezeu e Costin. Dar ce răspuns când te întreabă, vai, se transmite salutări tatălui Paul Ananie? Nu mai zice că și el e obișnuit. Deci să vă zic că lăsați asta, să vă folosesc Ilincuța noastră. O întreabă pe... Mergem într-o emisiune, să zicem cine e Ilincuța. Ilincuța, fetița Andrei, da. Și la, dat, 5 ani. Mulțumesc, și la un moment dat, Andreea, nu, cum facem noi și îl pupă pe Paul. La care întrebarea Ilincăi, Paul este iubitul lui mami? Când am întrebat asta? Eu da, am zis, Paul este ce, ce relație, ce educație oferiți copiilor în această formulă? Deci suntem noi... open mind. Da. Deci Gabriel Dumitru, care n-a vorbit Dumitru, mult. Dumitru, stai, nu că el stace și zice... Cât de open mind? Dezvoltă-te. Acceptăm absolut orice. Și viața noastră privată este viața... Absolut orice? Da. Pe noi ne interesează viața privată a nimănui, cine cu cine este, dacă atât timp se simte bine, decât să nu se depășească o limită. Dacă Nana, Oana, este într-o relație și... Mă dau domnii la ziară. Dacă este bine și fericită, cu toții acceptăm. Până într-un punct, dacă nu se mai simte confortabil, este... trădată, mințită, nu știu, jignită și așa de parte. Voi sunteți cumva ca niște bodyguards, unul pentru celălalt. Da, ca de ce credeți că nu se însoară? Baba Raia cu baba Daia. Mai, când îți iei una, că de asta, adică oricare, când băieții ăștia, când se vor pune la casa lor, mă trebuie să-ți iei pe cineva care să ne accepte și pe noi. Da, adică eu, și da. Cumva să ne înțelegem. Așa, deci am văzut acasă la Alex. Sunteți ban cadă, ban curbăr, ban cibăr, ban la masă, ban bucătărie, prin pat. Zic, bă, ce-o fi acolo? Păi da. Și vă și postați. Adică voi sunteți, n-aveți nicio problemă cu asta. Păi, și cum ar fi acum? Dar soțul tău ce zice? Păi e soțul meu și el. E în cibăr, deci vreau să vă zic așa, și acum, că ați prezentat casa... Așa. Cum ar fi acum Alexandru să se însoare cu una și acum noi să mergem? Să mergem în cameră pe vârfuri și în noapte bună. Noi, că stăm la seriale, la unul pe jos, unul în pat, unul pe canapea. Dar dați seama că totuși vă asumați că nu prea e ușor de găsit o astfel de parteneră care să înțeleagă așa ceva. Dar noi trebuie. Nu ne-am simțit confortabil dacă nu... Da, eu nu m-aș simți confortabil să nu-i accepte partenera mea pe ei. N-aș. Bun, dar uite, te întreb, dacă Oana, da, e într-o relație și vouă vi se pare că nu e în regulă, că e ceva toxic acolo, vi se pare vouă, îi spuneți? Da. Intervenim prea rău după aia. Îi spunem, da. Nici asta nu e bine, dacă ea se simte bine. Nu e adevărat. Păi nu se simte. Vă spunem, dar povestește tu că m-am certat cu tine pentru relația ta. Da, am avut. Adică, am avut și Doamne, ferește, ne-am certat de... De exemplu, eram într-o relație, dacă lui Gabriel îi se părea ceva că nu-i așa, el spune, mie nu-mi place. Bine, el oricum, visează să mă mărit cu un multimilionar. Lăsați, că aici pot să vă spun eu, dragi prieteni. Nu, asta visează ea. Nu! E mai mult. Visam, nu mai visam. Mă scuzați, suntem la televizor. Deci, la ce visează Oana Tomoyoga totuși? La fericire. Sufletului. La viața eternă, la dragostea. Doamne, trebuie să spun că astăzi este Sfântul Valentin, când înregistrăm noi acest podcast și cred că ești în ton cu asta, ai venit montat așa. Da. Deci tu visezi pe cal alb, acel prinț care să vină și să fie romantic. Nu, că așa prinț vine, câteodată de-ți vine să te măriți cu calul. Nu e vorba de asta. Trebuie să fie. Ce calități trebuie să aibă? Să mă facă fericită, să simt că sunt liniștită. Asta, ce înseamnă să asta, fii fericită? Liniștea face parte din fericirea mea. Așa. Pentru că fericirea nu este aceeași fericire pentru toată lumea. Să înțelegeți, dragi domni, care poate aveți un gând pentru Oana. Ce înseamnă să fie ea liniștită? Să stea la cumpărături vreo 3 zile, să nu o deranjați, dar cardul să fie la ea. Valize pregătite pentru tot ce cumpără. După aceea, acasă, să nu vorbiți nimic. Vorbește doar ea. Atât. Apoi, de mâncare, luați-vă gândul. Deci, ceva. Comandă. Și aș mai spune doar că nu știu dacă o găsiți pe acasă. Știți, e tot timpul. E, nici chiar mai de mâncare, abonați-vă la Nupo. Dacă nu-s acasă, mă găsiți la Alexandru. Cum să te măriți, măi, fată? Dar nu este să și rosească viața. Eu vreau să fiu fericită și nu înseamnă că... Dar nu neapărat căsătoria înseamnă fericire, că sunt atâtea situații și eu personal am trecut printr-o situație
că știe tot poporul vorba aia. Să spun că ai fost într-o relație, da, care s-a încheiat la câți ani după ce te-ai căsătorit? Uite ce frumos este bativ aici. Dom'le, deci proastă nu știu, trei ani. S-o salvezi. Răspundeți noastră, vă rog, așa. A fost o relație potrivită pentru Oana? Care? Care din ele? Nu, răspuns cu da sau nu? Da. Deci răspuns cu da sau nu? Care mai e? Relație pe care am avut-o și din care am un copilaș minunat. Păi a fost. Păi normal că a fost, că se bucură de un copil frumos. Acesta e singurul motiv. Restul nu mai știu să spun ea. Nu știu. Cum nu știu? Păi bun, ziceți-mi atunci, de ce a plecat omul? Sau de ce a plecat ea? Ce s-a petrecut? Da, nu ne interesează, nu, până bine că ea e bine. Despre relația mea acum, da, ca să înțeleg. Da, despre dumneavoastră. A, deci ce s-a întâmplat? De ce ne-am separat? Da. Pentru că ne-am dat seama că eram total diferiți. Eram foarte tineri când ne-am căsătorit. Câți ani aveai? 22. Hai că nu era, eu m-am măritat la 21, deci am 27 de ani, păi de da, căsnicie. Păi da, erau alte vremuri. Erau alte vremuri la București. Se schimbară vremurile. Am stabilit data anunții dintr-o nebunie de-a mea, după 3 săptămâni de relație. Deci tot pleci de vină. După 3 săptămâni de relație. Așa. Dar eu i-am zis, hai, nu vrei să facem nuntă? Că eu vedeam ca pe o petrecere așa mișto. Mamă, ce frumos, să facem nuntă, vine lumea, dansez, eu sunt în centrul atenției. După care mi-am dat seama că nu, eu îmi doream un stil de viață, el voia altceva și la un moment dat am zis, băi, nu e ok, pentru că ne certam foarte des și am zis că un copil crește fericit atunci când părinții sunt fericiți, indiferent că sunt împreună sau separați. Clar că se maturizează mai repede, să nu spună mie cineva că un copil dintr-o... Simți că pentru copilul tău asta a fost o problemă? Da, e mult mai bătrân, este mult mai matur. Este foarte matur, adică s-a maturizat și a luat lucrurile așa cum sunt. Și nu te simți cumva vinovată? Nu simți câteodată și povestea asta? Mă simt vinovată, mă simt vinovată și acum ce să fac? Viața e grea, trebuie să vezi cu greu. Asta e realitatea. Dar el știe, dintotdeauna am fost foarte deschis cu Vlad. Și din relația mea cu Vlăduț, el este cel care mă crește pe mine de multe ori. Este foarte, da, avem niște discuții la... Așa. Iar acum, bineînțeles că am înțeles, face 10 ani. Și spune-mi, te rog, acum ești într-o relație? Eu mereu sunt îndrăgostită. Mă scuzați, deci stai. Și cum faci să păstrezi totuși povestea asta? Păi tocmai m-am zis că am plecat de la faptul că sunt visătoare. Eu cred în relația pe care o să o am până la adânci bătrânețe. Că e asta, că nu deci contează. Deci tu tot o cauți? Nu. Trăiește. Eu trăiesc. Eu trăiesc. O trăiește constant. Da, Doamne, că trebuie să beau o gură de apă. Doar cu Oana, că nu înțeleg, are un fel de a gândi. Nu? Bun, și despre soțul, ce aveți de comentat? Soțul Andrei, da. Noi îl alintăm nea bebe, știe el de ce. Deci, Costin. Păi, în primul rând, că este finul nostru. Este mănușă, este finul nostru. A, deci este cumva tot parte din frăția bine cunoscută. Bun. Cum să iasă din cuvântul părinților spirituali? Exact. Da, acum, dacă tot vorbim de relații și de crengătura asta dintre voi, acum, să vorbim și un pic serios în emisiunea asta, sau Sofia, întâlnirea asta. Da. Știu că Paul a debutat în 2005, nu? Oficial. Da, în sensul de apariție în fața unui public numeros, dar ai avut prima a fost ani, în 2002, de fapt. Da, în 2002 ani în care n-ai cântat. De da, ce? Da. Pentru că a intervenit schimbarea de voce și acum... Așa, ai simțit că nu e ce nu trebuie. Am simțit, nu mai puteam cânta fizic. Cântam cu noduri, fără să vreau. Adică nu puteam să țin o notă dreaptă și am zis că să fii sănătos. Până nu cânt cum vreau eu, nu cânt. Ți-a fost greu atunci? O pierdut nunț, o pierdut. Da, zicare nunț. Nu cred, sincer nu, că încercam să mă gândesc de ce nu mi-aduc aminte perioada respectivă. Și cred că nu mi-aduc aminte pentru că m-am concentrat pe școală, am făcut orice altceva, nu cred că am simțit atunci. L-avem aici pe Gabi, care este un creator de adevăratele. Eram, numai. Erai, numai, gata? Mi s-a dus... S-a oprit inspirației, de ce? Pentru că sunt prins cu foarte multe proiecte și pentru a putea crea trebuie să ai timp și liniște, în primul rând, sufletească. Păi da, uite, mi-am notat aici că ai 50 de melodii, compoziție proprie,
Da? E adevărat? Cu ale noastre! Așa am găsit în presă, dacă e declarația dânsului. Nu este a mea, îmi pare rău. Nu. Se dezminte de această declarație. Nu, am destul de multe creații. Bineînțeles, multe din piesele pe care le am sunt făcute și de Nana, de Paul, de Andreea, deci de Fina. Deci fiecare dintre voi cumva ne ajutăm. E un mic creator. Da, ne ajutăm. Și creăm împreună. Dar trebuie avem să spunem că voi respectați, că aici de fapt a fost o îmbinare fericită, să spunem, între ce înseamnă tradiție și modernitate. Voi ați reușit, la nivel creativ, să aduceți în atenție niște cântece ușor fredonabile de toată lumea, dar care să sune pur românește, nu neapărat din Maramureș, din Bucovina sau din Sud. Treaba asta se face tot în laboratorul frăției, nu? Da. Pentru că am remarcat, este un mecanism. Analizând melodiile care sunt cele mai șlăgăroase, consacrate, ale marilor interpreți, am remarcat că ei se joacă foarte ușor cu terțe, 5 note deja e mult. Și atunci, analizând și având o bază, ascultând melodiile din arhive, pentru că nu mai avem trebuie să spunem că aveți și studii, sunteți cunoscători în materie, cel puțin Andreea, absolventă de etnologie, tu la fel. Și eu, da. Domnul cu geografia, cred că stă bine. Da. Păi e absolvent de facultate de geografie. El vine cu textele de munte. El a făcut școala vieții și cercetare de teren mai multe decât noi, putem să zicem. Dar oricum ajută și asta. Normal. Foarte mult. Și Gabi vine cu o chestie nativă, din câte am înțeles. Am făcut și conservator. Și ai și conservatorul. Dar vezi, cunoașterea, de fapt, este baza. Asta am vrut să subliniez. Da. Nu sunteți așa după ureche. Păi n-ai cum să crezi. Urechiști. N-ai cum să crezi chiar fără nimic. Adică cât de cât. Avem exemple ale tuturor celor care ne-au lăsat moștenire. Da. Bine, fără școală. Știu, dar, spre exemplu, vine Alex, se gândește la o melodie. Noi, așa, veni, eu nu am studii muzicale. Nu, dar tu cunoști cadențele de zonă. Deci, fiți atenți. Alex, zi o temă. Da, acum, repede. Dar nu am... Cântece. Uite acum ce-ți vine. O temă. Au o temă de cântec? Da, care-ți vine acum, uite așa, potrivită cu ce se întâmplă aici în jurul tău. Păi poți să zic tema cu pe care... La, zic cu ceva. Ce-ți vine acum? Să compui. A, să compun acum. Deci ca să știi... Uite, continuă, Paul, stai aici, nu mă compun. Mă trezesc pe... Mă trezesc pe WhatsApp cu mesaj de la Alex. O înregistrare vocală și începe. Și trebuie să le descurc, să-mi dau seama ce vreau să spun. Să le pui pe note și să le... E bună și eu îi fac alta și le zice... Nu-mi place. Ca să înțelegeți, Alex are o melodie ce urmează să se lanseze, pe care a înregistrat-o, deci orchestral vorbind, de 4 ori. Tot aia? Tot aia. Cum adică? Da. Nu i-a plăcut, i-a venit încă o dată, nu a sunat exact cum trebuie. Înțeleg că e cel mai pretențios dintre voi. E foarte pretențios. Neapărat, dar acum a avut el ceva pe... Nu, dar eu cred că pentru noi marele avantaj este că ne putem compune singuri melodiile, că... E bine să colaborezi și cu dirijori, dar ceea ce îți faci tu din trăierile tale și stilul tău, nu-ți face nimeni. Corect. Cred că ne ajungi la stadiul ăsta să-ți compui. Nu sunt de acord cu a folosi ceea ce se numește acum, personal nu agrez foarte tare formula, textier de pentru muzică. Ba da, suntem de acord, noi nu avem o problemă, dar noi ne le facem noi. Eu mai apelez, de ce să... Eu apelez. Am două persoane care îmi fac textele, dar mă consult de fiecare dată cu ei când scot o piesă. Dar și... vezi, e foarte important ca acel creator de texte, pentru că ei sunt foarte rari, cei care cunosc metrica populară, care știu ce înseamnă melodia, motivul zonei, tot ceea ce trebuie respectat până la urmă ca bază. Ori voi, având facultate în care ați învățat despre asta, e firesc să nu te abați, să ai cât de cât o rigoare. Pentru că avem și știm foarte bine, YouTube-ul este plin, da, de cântece care n-au nicio legătură ca structură, ca nivel de silabe în versul popular, ca nivel de motive până la urmă. E un amestec de toate. Deja Sudul a devenit ca în Moldova, Moldova a devenit ca în Sud, Ardealul e un amestec, în Piatra Transilvaniei cel puțin. S-a schimbat enorm, e un nou gen muzical care a apărut, așa creat. Așa. Da. Și totuși... Ce părere aveți voi despre asta? Eu sunt de părere că... Clar, am ajuns la stadiul în care trebuie să creăm. De cules s-a cules și ce mai există nu mai e voie să cânti, deci de clar trebuie asta? Să creăm. Hai să ne gândim. Dar și eu am fost să cules și îmi cânta Nu vorbim de cules, eu vorbesc și de culegeri. Culegerea la care te poți întoarce și în care mai dar poți... Dar noi ne inspirăm din culegeri și acum. Doar că deci e un instrument exact, pe care doar că îmbunătățim. Sau, de exemplu, asta am zis, măi, trebuie să creăm niște cântece care cumva să atragă generația tânără. Pentru că
Eu nu pot să cânt un cântec de chetănie, pentru că cei după 91, generația mea, n-au fost încă, nu știu, și nu simt. Și cum îți explici atunci că, uite, cântecul lui Ionuț Fulea e totuși de chetănie și melodic e succes? Da, dar melodic e de succes. Dar vezi, nu poți păcăli atunci să vorbești despre ceva ce a fost în trecut. Ca preocupare, ca stare, păstrând textul și făcând o melodie, știu eu care... Eu am avut o mare frământare cu treaba asta și mă tot gândeam, măi, ce, nu știu, mă simțeam într-un impas, că... Ar trebui să cânt versuri mai actuale, dar mie nu-mi plac. Mie îmi plac versurile vechi, care nu prea spun mare și lucru. Ce ai ales? Să vă spun. Și vorbeam cu Ana într-o zi. Și eu tot cu frământările mele și Ana mi-a spus așa și i-am dat foarte mare dreptate și nu am ce să zic că are dreptate. Mi-a spus așa. Păi măi, omule bun, păi eu îmi cânt folclorul meu de acum, eu cânt ce trăiesc. Eu nu pot să cânt folclorul lui Baba Floarea de amuz 200 de ani, că eu nu trăiesc acum 200 de ani, eu trăiesc acum. După cum am învățat dreptate. La școală, folclore. Înțelepciunea poporului. Așa a fost poporul înțelept atunci, așa suntem noi înțelepți acum. Dar mai întreb eu acum atunci, da? Cum facem și cum a fost făcută din totdeauna diferența între ceea ce este cultură și ceea ce e subcultură? Și mă refer aici exact la texte, mă refer la ceea ce înseamnă creația, da, nouă. Creația nouă poate să strice, sunteți conștienți de asta. Categoric. Elementul cultural, el trebuie să existe chiar și dacă vorbim de ceea ce înseamnă, da, momentul, etapa socială, economică, culturală în care se află România. Că despre asta vorbim, da? Folclorul e de fapt o frescă a ceea ce înseamnă cotidianul omului dintr-un moment sau altul al istoriei, corect? Da, bun. Voi acum trebuie să vorbiți despre ce? Care sunt, da? Deci cum arată societatea? Păi, da, e un haos dacă e să o luăm, să discutăm cum arată toate acum, da? E o întorsătură de valori, de... Cum vă mai raportați voi? Care sunt reperele pe care voi le aveți în vedere atunci când alegeți să vă opriți? Care e limita? Cine vă stabilește? Pentru că primesc această întrebare de la tineri care încep, da? Acum. Îmi place să merg să cânt la nuntă, îmi place să fiu ca, îmi place cum îmi stă în costumul tradițional. Dar hai să mergem mai departe cu gândul. Ce-mi doresc de fapt? Ce înseamnă să fii artist, promotor cultural de folclor? Ce înseamnă să fii entertainer? Om care face în evenimentul privat exact ceea ce trebuie să facă, că pentru asta este angajat. Cum facem să le aducem împreună? Lucru pe care voi l-ați reușit, din fericire. Ce răspundeți voi? E un blur. Acum, o ceață așa. Acum, așa. Destul de mare ceață. O problemă ar fi că toți, majoritatea tinerilor care încep acum își doresc succes, uite așa. De deci nu e răbdare, da? Nu da. Este, dar e dusă cu pluta, săraca, e plecată rău. Răbdare, căutare, ce mai trebuie? Consecvență. Consecvență și... Și simți artistic, foarte, simți artistic, și multe da. Lucruri. Și investiții. Și financiară. Sunt tineri care acum merg la un concurs, că aud și ei că să merg la un concurs, nu iau niciun premiu astăzi și gata, se lasă. E ce? Toate sunt pe bani. Deci tu ce îi spui? Uite, privește la cameră și spune așa. Deci eu sunt, să zicem, Bogdan, mă cheamă, da? Bună, Bogdan. Am fost la... Bună, Paul. Am fost la Maria Tănase, n-am luat niciun premiu, sunt foarte dezamăgit, nu mi-a plăcut nici juriu ce mi-a spus, adică nu. Ce să fac? Oprește-te, Bogdan. Poți să spun ce a spus doamna Elize? Așa. Bogdan, lasă-mă un pic pe mine. Așa. Bogdan, poate ai talent la pictură. Bun, dacă ar fi să-ți răspund eu. Acum, poate Bogdan chiar nu e făcut pentru asta. Bun, asta. Bogdan, dragul. Eu la Maria Tănase nu am trecut preselecția. Dar, următoarea ediție am fost invitat în recital. Perseverența e cheia, Bogdan. Du-te, pregătește-te. Dar te întreb ceva. E perseverent când știe că locul lui e acolo. Da. Cine îi spune lui? La cine se raportează că îi spune adevărul? Pentru că tu ai un filtru al tău interior. Dar ești tu sigur? Pe el? Ar trebui. Mai Bogdan, îți spun eu, întreabă-mă pe mine, că îți spun eu. Toți dar oameni de specialitate, adică sunt, ai variante. Iată, aici de favor ai variante. Oamenii de specialitate. Care au mai sunt. Foarte puțin. Da. Reperele la care un tânăr se poate duce sunt puține, da? Și asta am simțit la Vedeta Populară, când au venit copiii și au zis, Doamne, păi nu mi-a spus nimeni în viața mea ceea ce am auzit din partea acestui juriu. Bine sau rău, nu contează. M-a pus pe gânduri. M-a pus să caut. M-a pus să am răbdare. M-a pus să înțeleg că nu e doar despre a învăța două cântece, am urcat pe scenă, a le ști foarte bine, după care să-mi pun numărul de telefon undeva pe un zid virtual și să primesc invitații la botez, nuntă și cumetrii și altele. A fi promotor cultural e despre altceva.
Și aici vreau să insist pe această graniță între elementul cultural și subcultură. Adică păi, sunt și artiști care sunt foarte buni la evenimentele private, da, dar nu sunt buni pe scenă. Sunt artiști care sunt foarte buni pe scenă și nu sunt buni la evenimentele private. Și aici e o chestie. Dar aici iar intervine reperul până la urmă interior pe care l-ai. Aici simți. E vorba unde de ai succes și unde nu. Aici cred că până la urmă te poți facem, calibra. Noi le facem pe ambele. Bine. Dar ce fac pe scenă, fac și la eveniment. Bine. Păi bine. Zice bătrânul brădățan. Bine, poți să le faci pe amândouă. E foarte modest, da, înțeleg. Da, întrebul, da, 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 da. Adică noi suntem, cum ne vede omul pe scenă, încă împreună, că separat, nu contează. Noi asta facem și la evenimentul privat. Tot la fel mă îmbrac, tot același lucru îl cânt, doar că sunt un eveniment privat. Eu nu fac nicio diferență și sunt tot eu, Ana, cu aceeași doză de energie, de nebunie. Uite, ai folosit cuvântul ăsta, energie. Și cred că asta este ceea ce trebuie să știe până la urmă cei tineri, da? Că există un tip de energie în care trebuie să creadă. Da. E, pornește un în primul vis rând din propria persoană. Da, din, da, da, bine, nu toată lumea trebuie să fie cum este Oana, expansivă și foarte energică. Eu sunt mult mai liniștit. Cântecele mele sunt... Nu. Gabi nu era așa. Gabi s-a transformat așa. Eu adică, pic mai obosită. Adică, nu, Gabi la început era acest vârtej de... Da. Doamne! Pentru deci, că... Dacă se certa cu cineva, stăteai ca la, cu popcorn. Cu zicea de era deliciu. Pe scurt, Gabi când era grăsuț, că așa, era mult mai amuzant. Nu, amuzant. Și mai bine de odată cu kilogramele a dispărut. Nu, eu consider că face o evoluție a vieții tale și eu mă simt atât de bine în preajma colegilor mei și în această formulă. Fiecare este diferit în felul lui. Eu niciodată nu o să pot să fiu, să râd cum râde Paul. Colorat. Am încercat și când eram mic. Final la fel, adică nu trebuie să zici două vorbe în plus, pentru că sunt foarte... natural. Dar la tine se vede evoluția. Uite, natural. Uite, dacă am ajuns la, la treaba asta, spuneți-mi pentru voi, cât credeți voi că e de important, cum arăți? Foarte important. Cel mai important. Da? De fapt, imaginea foarte primează cel mai mult. Păi cum, și ce este foarte important să sper cei care nu arată poate bine, da, după știu eu ce criterii, că și aici e altă discuție. Spune tu că și totuși sunt talentați și au succes. Da, adică... eu am pățit-o de foarte multe ori. Știți bine perioada în care eu am fost foarte gras, nu plinuț. Câte zice, kilograme? 142 de kilograme. Doamne. Și mi s-a spus și acum o iubesc și o divinizez pe doamna Elize Stan și a avut perfectă dreptate de fiecare dată. Gabi, ești frumos galben de gras, cum zicea dumnei. Știu că la Maria Tănase nu am fost invitat din această cauză, fiind foarte gras. Și atunci m-am motivat și mi-am dat seama că, de fapt, primează și imaginea în această carieră. Degeaba ești talent, degeaba ești carismatic, dacă nu arăți bine. Da, pe... nu știu ce să zic, pentru că sunt persoane și știm foarte bine cărora le stă bine așa. Viorica de la Clejan este una. Și atunci parcă dacă s-ar schimba, nu știu dacă mai rămâne farmecul acela. Da, dar la tine s-a păstrat, stai liniștit. Deci farmecul a rămas acolo. Nu știu ce zice Paul aici. Nu, că e lopățit-o pe pielea lui, asta ziceam, că da, i s-a refuzat o situație artistică din cauza faptului că nu corespundea cu imaginea. Da, da. Doamna Elize oricum a fost omul plus care să te ducă pe calea cea dreaptă și cea bună. Dumnezeu, pentru mine, da, a fost, da, un sfătuitor întotdeauna și un sprijin. E pentru toți, îți dai seama. Și mai sunt și variante ziua de astăzi. Oameni buni, eu sunt pentru. Dacă ești... Bisturiu. Nu, dar la modul finuț și elegant. Dacă ai un defect sau eu sunt pentru. Da. Eu am o operație la nas, am rinoplastie, de exemplu, pentru că aveam un stres. Serios? Cu părul, cu nasul. Doamne, meu. Câte cu părul. Partea de azi? Nu, da, cum să? Întoarce-te așa de profil. Perfect. Băi, ce nas frumos. Foarte frumos. Contează foarte mult. Și nu aveam neapărat un nas. Nu, de nu puteam să ies cu el afară de casă. Iubita mea, dă-mi voie să spun așa. Sunt atât de mulți colegi. Voci bune. Voci extraordinar de bune, nu bune, care nu reușesc. Pentru că nu se îngrijesc pe ei însăși, în primul rând. Nu arată așa cum trebuie. Nu știu, dinții trebuie să fie curați, albi, drepți. Nasul, cum a zis Oana, dacă trebuie să faci o operație, aplici o operație... O pui al nas. E foarte importantă. Nu vă speriați. Deci nu asta e rețeta. Nu vă tăiați. Nu trebuie. Deci te fii bun. Farmecul personal, până la urmă. Da. Ține, da, de ceea ce ai nativ. Lasă, da, cu tăieturi și așa. Da, dar dacă nu te simți bine, da, cu farmecul tău personal, da, da, bună ziua, intră nasul. Îți faci o prelungire. Da. Și plus de asta, vorbim acum aici... Da, vorbim eu, de fel. Eu cred că acum, oricum, aspectul este un plus pentru fiecare artist. Te adesez majorității când apar pe scenă. Dar dacă ți-e scris așa să
ajungi și să... Ești oricum, da, din punctul ești. Meu de vedere. Poți să arăți oricum. Dacă exact. De la Dumnezeu ți-ai dat să fii... Îți imaginează câte femei au fantezie cu tine. Cred că asta vă recomandă și ca profesioniști. Grija pentru felul în care apăreți în fața publicului e parte din codul acela nescris, pentru că nu putem urca oricum pe scenă. Nu corect. Putem deci ne dați dreptate oricum. Atunci. Și da, important. Dar nu chiar atât de extrem. Nu m-aș duce în extrema asta. Baba Raia mai dă un sfat. Important este să-ți personalizezi imaginea. Acum mai grăsuț, mai slăbuț, mai frumușel, mai urâțel, dar tu trebuie să fii tu. Adică, de exemplu, corect. Dau un exemplu concret, Alexandru. Când și-a pus Alexandru pălăria pe o parte cu floare și cu toată lumea, era în Bucovina. Zi pălăria, da? Parfumerie! Așa, nu, stați să vă spun. Intru cu Alex într-o parfumerie, nu trebuie să spun asta. Zice, ah, ce-mi place asta. Ah, nu, dar îmi place și asta. Ah, cum e asta? Doamnă, aveți 1, 2, 3, 4, 6, vreo 7. Aduceți-mi și mie. Nu mi-a venit să cred. Nu, ești atât de da. Dependent? A început să ne dea și nouă atât de multe alea, ca să ne mai dă și nouă, da, că expiră. Deci este ca într-un magazin celebru din București cu parfumuri. Deci aici avem parfumuri. Alexandru. Aici avem haine, da? Multe valize la Oana. Aici ce avem? Ce mai dă Oana? Nu, dar n-ai un exces în mărgele. Mărgele. Da. Aici ce avem? Călătorii. Călătorii. Și la tine? Case. Nu, ia. Nu, zero ori multe. Aici? Aici. A, deci e cu banii. Aici. Păi, nu, zi mă aia cu miniștrii. Zi cum ne-am pus noi. Adică. Da, noi că ne mai plictisim așa câteodată. Partidul ne nostru. Mai avem un partid. Da, facem partid. Adică noi visăm la partidul nostru pe care nu știu dacă o să-l... Partidul Fericirii. Domnul, partidul folcloriștilor. Campanie electorală a artiștilor. Avem așadar, aici. Candidații sunt următorii. Ministrul Culturii. Doamne. Medicina. Oh. Că ia cu așa. Dar prim-ministru. Eu mă și văd cu un coc așa frumos. Oricum speech-ul mi-l scrie cineva, adică nu-i problemă. Așa, aici le avem pe... Domn președinte! Domn președinte? Stai că el este tot mutat. Auzi, mă uit așa bine cu pălăria asta, aduce cu domnul Iliescu. Doamne, așa, tu sunteți aici? La finanțele. Ministrul finanțelor. Înțeleg că el strânge banii. Da. Eu am să așa. Serios? Eu dacă plec în deșert așa. Și sunt cu Gabi, știu că ești de acolo. Am înțeles. Gabi, care îți dau bani? Și finanțele. Ce bani? Dacă le mulțești, e perfect. Nicio problemă. Acum știu că a fost o perioadă în care tu n-ai mai fost cu ei în grup. Ce s-a întâmplat? V-ați certat atunci? Nu ne-am certat deloc. Eu am preferat... dintr-un punct de vedere, să-mi fac și niște business-uri pe care trebuie să le mențin. Ce business-ul? Stai puțin, la finanțe. Și acum, ca să fim cinstiți, și dacă toți suntem la un podcast în care trebuie să spunem realitatea, într-adevăr, poate au fost niște discuții, dar niciodată să ne retragem sau să ne supărăm în adevărat un sens al cuvântului. Ei, fiind mult mai liberi și făcând doar această meserie și ducându-se la toate evenimentele... Da, eu sunt cu niște business-uri pe care le am, cu niște proiecte de 3-4 ani de zile și este important să fii în permanență acolo. Niciodată oamenii pe care ai și poți să ai 10 de oameni în jurul tău nu îți vor face treaba și nu vor fi prompți, corecți și să ducă la bun sfârșit ceea ce au început. Așa că eu sunt obligat într-un fel sau altul să fiu de fiecare dată prezent la aceste proiecte, pentru că până la urmă mă regăsesc foarte tare și în această latură și îmi place foarte mult, cum îmi place muzica și îmi place să fiu alături de ei de fiecare dată. Și reușești să le împaci. Pe cât posibil. Ei, de multe ori, oamenii întreabă de ce nu sunt. Chiar nu pot, adică nu sunt momente în care chiar nu pot pleca, pentru că așa îmi prioritizez. Așa că să știți că lipsește Gabi Dumitru, face bani. Niște finanțe, face bani, exact. Nici chiar așa. Ce o să zică lumea ce că sunt milionar? Nu, sunt, mai am o pixă. Dar în curând o să vedeți pe pagina lui Gabi Dumitru un webinar despre cum se fac banii. Ajutorul Andreea, oamenilor. Trebuie să spun că eu am aflat târziu, recunosc asta, că tu ai doar rădăcini în Bucovina, tu ești ploieșteancă, ai studiat la București, la Universitatea din București și acolo, la fundul Moldovei, este doar bunica. A fost. Da. Ideea este așa, eu m-am născut într-adevăr la Ploiești, pentru că părinții mei cumva... Ești de-a mea. Na, acum... Se vede, vedeți după cât de repede vorbim, adică... Dacă vă uitați în arhiva TVR-ului. Așa.
O să o găsiți în costum de prahova. O singură filmare, o singură filmare există. Părinții mei s-au mutat cu serviciul la Ploiești și întâmplarea a făcut eu să mă nasc la Ploiești, dar toată copilăria mea am petrecut-o în totalitate la fundul Moldovei, la bunica, crescând de altor bunica. Părinții trebuiau să stea la servici, na, bunica m-a crescut. Și apoi, ulterior, după ce s-a terminat perioada până în grădiniță, na, trebuie să mă întorc să aibă grijă mama de mine. Nu de altă, dar venise sora mea pe lume și am făcut schimb. Ea a plecat la bunica, iar eu m-am dus să... M-am angajat la Ploiești. La rafinerie. Mi se pare că ești foarte, cum să spun eu, te confunzi cu tot ceea ce înseamnă valorile acelei zone. Și e foarte complicat, născută fiind în altă parte, știm că e greu, mai ales la nivel stilistic, să păstrezi niște lucruri, graiul, să cunoști ceea ce ai de făcut în scenă și să fii de-a lor, strict de-a lor. Pentru că sufletul meu este în Bucovina. Eu acolo am crescut și... Că eu mă emoționez. Cei șapte ani de acasă, de fapt, ea e din Bucovina, da, când de fapt acolo... formarea... Lăsați-o să vorbesc. O las, dacă vrea să plângă și ea două minute, poți continua? Dar mă regăsesc într-o totul când vorbesc de Bucovina. Un pic de aer pentru fiera. Deși, într-adevăr, școala am făcut-o la Ploiești, liceul de artă l-am terminat la Ploiești, adică am terminat, am făcut fagot și pian, pentru cine nu știe, adică sunt suflătoare de-a gata. Și, într-adevăr, nu există vacanță, eu chiar dacă eram la Ploiești să nu... Eu petrec la Suceava. Pentru că iubesc bucurica. Dar și nouă ni dor de bunica, că și noi am cunoscut-o. Avem necuță! Avem niște amintiri. Noi așa ești. Zim ceva, asta. Hai! O, oh, Doamne, am fost la bunica de multe ori, am fost la bunica. Și tot timpul ne primea, ce avea mai bun, ne aducea mere, nu ne lăsa să mergem să prindem becul. Nu? Uite, aș vrea să-mi spuneți voi. E un timp în care... se fuge de bătrâni. E ca și cum ei nu mai există. E ca și cum nu avem nevoie de ei. E ca și cum pe tot ce înseamnă spațiul public, scena publică, trebuie să fie doar oameni tineri, frumoși, deștepți, performanți, cu chestii ieșite din comun. Unde, până la urmă, se duce calea asta fără bătrâni, fără experiența lor? Înțelepciunea lor. Aici ține de modul în care am fost educați, cred eu. Și dacă noi avem ca valori vârstnici, până la urmă ei reprezentau în lumea satului înțelepciune, adică dacă un tânăr avea o problemă, mergea la o persoană în vârstă și se sfătuia. Astăzi avem impresia că noi știm totul, că noi ne informăm din sursele media și știm exact de-a gata, cel mai bine e așa. Dar cei care au trecut prin viață și au experiență, vorbim aici de războaie și de alte situații, chiar și de pleacurile Băbești, vom vedea că, într-adevăr, acelea sunt surse sigure de la care putem să ne informăm. Și ce răspunzi, de exemplu, cuiva care îți va spune, serios, peste, hai să zic, 15 ani, inteligența artificială va fi acționată și tu o să apeși pe un buton și o să spui, m-am certat cu bărbatul meu, ce fac? Și îți dă acolo o plajă imensă de situații pe care tu le poți aplica sau nu. Ce răspunzi la asta? Eu chiar vorbeam... Putem înlocui? Nu, eu nu cred că putem. Adică depinde de persoană și depinde de cum ne învățăm noi copiii la rândul nostru. Dar chiar vorbeam cu Alexandru în weekend că înainte, dacă exista o problemă în familie, cuplul mergea la duhovnic și cerea o părere. Și duhovnicul niciodată nu venea cu o soluție radicală. Adică, na, despărțiți-vă. Întotdeauna se găsea o cale de mijloc, da. Întotdeauna. Într-adevăr, există și situații în care chiar nu mai poți face nimic. Dar eu cred că ceea ce sufletul nu-l va avea niciodată acea aplicație sau acel robot, sau, adică niciodată nu-ți va putea da o părere care să vină din lăuntrul tău. Adică, categoric asta. Eu n-aș fi așa de apocaliptic în abordarea asta cu bătrânii. Spre exemplu, personal, toată lumea e nebunită. Tu trăiești în mediul acela. Toată lumea e nebunită după mama bună. După bunica mea, după mama bună. Deci toată lumea, dacă nu... Hai să-i spunem la mama bună la mulți ani, că azi când filmăm este ziua dânsei. Nu, e ziua bunicii. Eu am mama bună și bunica. Mama bună și bunica. Da. Atunci pe bunica, la mulți ani, bunica. La bunica. Da, și împlinește 81 de ani. Mulți înainte, mulți înainte. Mulțumesc, doamne, să fii sănătoasă, bunica, te să știi că eu de la bunica moștenesc, că pe linia ei a venit vocea la mine, deci mulțumesc, bunica.
Și umorul de la mama bună. Da. Umorul, da, de la mama bună. Mama bună pe care o cunoaște toată lumea și de asta spun, cum poți să nu te raportezi la bătrân când uite ei pe cei care au farmec, au haz, au vorbe bune? Îmi spunea cineva foarte frumos că atunci când îți sun părinții în fiecare zi, la două zile, la trei zile, dar ideal în fiecare zi, te reconectezi cu rădăcina ta și nu uiți cine ești. Când ai uitat de rădăcină, atunci ești mult mai expus la a deveni frunză în vânt, al nimănui și al tuturor până la urmă, dar nu mai știi cine ești tu, deloc. Și asta nu e valabil doar pentru o persoană, e valabil pentru o comunitate, e valabil pentru un popor. Ori dacă ne vom uita până la urmă tradițiile, hainele tradiționale, da? Cântecele, obiceiurile, ceea ce promovăm și despre ce vorbim de atâta timp, da, vom fi frunză în vânt. Așa că mult mai multă atenție către cei bătrâni, către cei care până la urmă sunt stâlpii noștri, indiferent ce spunem, indiferent cât de neactuali ni se par din atâtea puncte de vedere, dar nu mai știi tu cum se trăiește acum. Și generație după generație, mentalitatea asta se transmite. Dar cred că e bine să spunem că și ei au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei, chiar dacă nu ne dăm seama întotdeauna de asta. Alex, cine cântă la tine în familie? Nimeni. Cum? Adică cum? Bunicul a cântat. Asta vreau să zic. De ce o rădăcină undeva acolo? Da, tatălui meu cânta, bunicul Mihai. El a fost și dascăl bisericesc. Eu nu l-am cunoscut foarte bine pentru că aveam 5 ani când bunicul a murit. Dar așa se vorbește că eu moștenesc vocea lui. Mi-a plăcut foarte mult când ne-am întâlnit înainte de evenimentul pe care l-ai organizat la Bacău și trebuie să vă spun că am simțit la Alex un adevărat cult pentru familia sa. Felul în care mi-ai vorbit de mama pe mașină, credeți-mă, aproape că tot drumul a stat așa într-un icnit și într-un plâns. Mama, înțeleg că... Vrei să plâng eu? Uite, să zicem că se uită la noi, da? Și poate, nu știu, nu i-ai spus niciodată ce mi-ai spus mie în mașină. Faptul că știi că e acolo și îți dă siguranță, e foarte important. Da, mama este un sprijin și a fost întotdeauna un sprijin pentru mine, stâlpul meu și tatăl, dar eu, băieții sunt mai mămoși și cu mamele mai mult. Și faptul că încă îi am, încă o am, este cea mai mare bucurie pentru de mine. De-aia aș provoca să-i spui că o iubești. Și îmi doresc să îi bucur și eu cât pot, pentru că mi-e frică de momentul când o să am atât de multe și nu o să pot bucura, nu o să le pot da atunci când o să-i mai am. Și asta este un alt mesaj, știi? Cât îi avem, oferiți-le bucurii. Da. Oferiți-le și încerc bucurii. Să... De la telefonul acela zilnic, cum spuneam, până la urmă o plimbare, timp petrecut, o călătorie și așa e mai departe. E planul nostru să îi le ducem în vacanță. Doamne, vă rog, așa nu. Am zis. Deci nu? O să fie șocați părinții voștri. Nu! Nu am mai fost. Sunteți cu minți acolo. Noi trei am fost. Cât costă fericirea pentru voi? Nu știu dacă are preț. Da. Cred că fericirea... Momentele pe care le... Când ai fost cel mai fericit? Da, sunt și acum. Acum când ești aici? Da. Acum în clipa asta? Și eu sunt. Adică ceea ce trăiesc mi-aduce o stare de fericire la momentul de față. Adică mă consider un om împlinit prin tot ceea ce fac la momentul de față. Sunt convins că poate următoarea etapă din viață, dacă e să-mi fac o familie și copii, mi-aduce o altă fericire pe care nu o cunosc. Nu râde. Sau tu o știi. Stai. Sau tu o știi. Deci, Oana a râs, da? Pentru că tu ai spus că vrei să-ți întemeiezi o familie. Înțeleg că ăsta e un subiect... Nu este niciun... Deci, nu e subiect. Hai mă, că asta ne-a transmis. Că nu e subiect. Deci, acum îl au pentru prima dată, de-aia mă bunea râsul cu familia. Da, de unde știi tu? Poate că totuși vrea și el să așeze la casa lui și să nu-l mai bătătoriți. Dar omul stă în casa lui. Unde stă? Noi stăm în casa lui, el stă în casa lui. Auzi, apropo de case, am tot observat în presă. Și casa ta, și casa lui, case peste, deci case promovate, domne. Nu, e o greșeală. Da. Ce greșeală? De ce? Da, e greșeală. N-aș mai pericine niciodată. Vedeți, ale tinereții, valuri. Și prostii. Nici eu n-am acceptat. Nici noi. Noi am zis. Da, e o greșeală că... Așa.
Îți pare rău, deci că ai promovat casa. Da, nu se intră în casă. Și eu la fel. Casa este un loc intim. Așa. Unde îți intră prietenii, îți intră familia, dar nu-i de dată sau, la televizor. Sau poți să faci o filmare într-un colț, un cadru strâns, o canapea, dar să-ți arăți hainele, baia. Așa era și format. Așa. Da, atât ne-a dus capul la vremea respectivă. Da. Că nu și... ți-aduce niciun dar, plus. Bineînțeles, eu, de exemplu, am filmat în casa părinților mei și am spus, este casa părinților mei. Eu nu vreau casă, eu vreau atât de mulți bani încât să stau la hotel non-stop. Să facă deci cineva nu sunteți de acord cu a promova foarte spațiul personal. Nu. Sunteți persoane active pe social media. Eu nu înțeleg logica, mă scuzați că vă întreb. Eu nu înțeleg logica. De ce ai vrea tu să știi unde trăiesc ce lejerie am? Dar ar vrea, că este o formă de curiozitate. Da. Fiecare dar om... cu ce te ajută? Pur și simplu, nu trebuie să te ajute te cu ceva. Te îmbogățește cu ceva, nu, pur, da, e, nu, pur și simplu. Eu aș fi curioasă. Uite, vezi, zi-mi mie, cât stai tu pe social media? Mult. Apropo de ce ești curioasă. Mult, non-stop. Cât? Non-stop. Mult, nu 9 ore, stă mai mult. La telefon am 12 ore pe zi, cred. Acum înțeleg de ce mă privești ușor așa. Eu cred că mai avem un pic și pun în cala copii. Deci, o să-ți parolez telefonul. O să-ți pun cala vreduț. Dar îți dai seama că nu e sănătos, da, nu? Da, da, ești conștient? Știu. Eu abia aștept să am eveniment să nu mai stau pe telefon, sincer. Da, știi că ar întreba cineva, dar viață nu ai? Sau de ce stai doar acolo? Păi acum, spre exemplu, perioada... Păi practic da, asta e, acolo mi-e viața, mie cel mai mult. Și perioada asta am stat acasă, foarte mult am stat acasă. Și da, stai cu ai tăi. Stai, dar ce să și faci? Eu mă plictisesc extrem de tare să stau acasă. Te duci și sapi în grădină. Uite, du-te sapă, exact. O plouat non-stop. Bun, dai cu vară. Am citit o carte, am citit și vă recomand. Sunt o babă comunistă. Am râs de m-am spart. E genială cartea respectivă, vă recomand. Și atât e că și am citit și cartea dumneavoastră. Depinde. Nu stau mult. Mai stau și eu, dar... Dar nu doar social media, eu stau pe telefon în general, adică filme, YouTube... Păi la filme și eu mă uit, că știu toate seriale. Pe telefon, asta trebuie. Uite, și asta este un subiect. Cât și ce promovăm în calitate de artiști promotori de folclor românesc? Cât și ce în sensul... Acolo, în social media. Bine, dar... Ce ducem acolo? Eu sunt un avocat al naturaleții. Eu și toți suntem. Ce trebuie? După cum spune colegul eu mor meu... când văd story-uri de genul vai, m-am dat cu nu știu ce rimel, am făcut... Sau ce mănânc? Eu nu pun asta. Eu nu pun. Eu pun strict și obiect. Asta fac, acolo cânt, asta am lansat, asta urmează să fac, nu prea pun. Sunteți de acord, de exemplu, să vă postați în costum de baie și a doua zi să te pui în costum național? Da. Da. De ce? Păi normal. Că e normal, asta sunt eu. Nu ți se pare nimic deplasat asta? Nu. I rest my case, cum ar spune un avocat american. Mergem mai departe, asta este o altă generație. Dar cum să mă duc la baie în costum popular? Nu, iubita mea, în momentul în care, vă spun care este părerea mea. Ok, îmi pune șarfă, nu mă pun chiar... În momentul în care alegi să aduci în spațiul public și să te confunzi cu un fond cultural, cu o chestiune care are legătură cu patrimoniu, cu o istorie importantă a unei națiuni, da? În momentul acela, e vorba de o formă de decență. E vorba de a avea o cursivitate cu ceea ce înseamnă mesajul tău ca artist și în plan privat. Astea două, din punctul meu de vedere, nu pot fi amestecate. Da, e ca că... și cum l-aș vedea pe domnul Liceanu astăzi, având o expunere, da, și fiind filozof, și mâine fiind entertainer la știu eu în ce context, tot public. Nu merge. Ok, bun, de acord. Dar, de exemplu, pentru generația noastră, eu am întâlnit și noi toți am întâlnit cazuri în care persoane tinere ne-au cunoscut. A, păi eu n-am crezut că voi sunteți așa cool. Ei cred că noi, dacă noi cântăm muzică atenție, populară... Eu am spus în costum de baie, tu poți fi cool și altfel. Da, depinde cum mă postez în costum de baie. Că dacă mă pun decent și pot să am așa, pot să am... Acum nu mă spun... Nu, înseamnă că n-am specificat eu. Toată da, nu mi-au un costum de baie, da, plasă. Să ne arătăm să bikini, ne mai dați niște nupo din ăla și după aia. După aia da, corect. Nu, mai vorbim nu, cam dată. Depinde de post. Eu înțeleg ce spuneți și dumneavoastră. Am spus cuvântul decență. Da. Păi decență, pentru da, că hainele acestea, da? Hainele acestea vorbesc despre ceva. Ele au în ele esența unei istorii. E o istorie. Și nu e o istorie comună, este o istorie de niște secole. Și atunci, lângă asta, este ca și cum l-ai pune pe brâncuși, da? Într-un context derizoriu. Da. Nu poate fi derizoriu costumul tradițional.
Adevărat. Corect. Ca și context, ca și asociere, ca și pagine după pagine. Când scrollăm pe pagina cuiva, pe zidul virtual al cuiva, nu pot să văd după o postare în care, exact cum am spus, ești în costum de baie, să te văd apoi îmbrăcat așa. Din punctul meu de vedere, e o lipsă de decență. Față de costumul popular, atât. Față de ce reprezintă hainele acestea. Atât. Reversul medalei, dacă ar fi așa, să zic. Așa, te rog. Eu consider și cred că sunt în asentiment cu colegii mei că noi decența o păstrăm mereu în scenă, dar pe de altă parte, eu nu pot să-mi sacrific viața personală cu totul pentru că eu cânt muzică populară și atunci eu nu, dar eu dacă mă pun la plajă și îmi place corpul, eu nu-i cazul că nu-mi place corpul, dacă îmi place cum arăt, am mușchi, am așa și sunt un short și vreau să lasă-mă fac că la bărbați e altceva, depinde, niciodată nu să fii judecat. Da, exact, depinde foarte mult, asta îți spun. Da, e o măsură. Adevărat. Și aici cuvântul măsură și bun simț. Da, măsură. Asta. Pentru că asocierea în sine, repet, asta trebuie să aibă în vedere pe social media. Măsura și bunul simț. Cu toții ne trăim viețile personale, dar să nu uităm în ce lume am ales. E o alegere a voastră să fiți pe scenă promotori de folclor românesc. Dar știți că și, din păcate, în perioada în care trăim noi acum, bunul simț e destul de personal. Fiecare are nivelul lui de bun simț. Și atunci ce faci? Te iei după turmă? Nu, eu mai am după bunul meu. Sau după bunul simț pe care știu eu l-ai dobândit, cred că l-am dobândit fiecare de acasă. Eu mai iau după al meu, dar sunt așa unii care nu se iau după al lor. Știm asta. Se iau după al nostru. Așa ar trebui. Hai să vedem. Am întrebări pentru fiecare, da, și îmi răspund ori avocații, ori răspunde persoana. Deci începem cu Paul. Calm sau agitat? Ce te caracterizează? Ziceți voi. Și să zicem noi? Hai, ziceți voi atunci. Hai. Calm. Singur sau în echipă? Echipă. Depinde de situație. Singur, vă zic eu. Patron de pensiune sau gazdă? Gazdă. Patron. Tocană sau mămăligă? Patron. Văd. Tocană. Cine are cea mai bună voce? Paul. Să răspundă el. Cine are cea mai bună voce dintre noi toți? Da. Frații. Te iubim. Cine este cel mai responsabil? Cred că eu. Fără, nu mă... Păi și ce facem cu finanțele? Păi tot eu sunt cel mai responsabil. Am înțeles. Deci totul trece pe la tine. O răspuns el. Păi, ziceți un pic, cu cine ați ținut legătura cu acest podcast? Ei, azi ai fost tu mai responsabil. Hai, lăsați, cu cine a venit ultimul? Da, și a venit și ultimul, corect. Da, m-am încădat în timp. Când ai băut cea mai bună Horinca? Niciodată, nu-mi place. Deloc? Deloc. Și nu bei alcool niciodată? Forțat. Dacă ai schimba un lucru la tine, care ar fi acela? Astăzi chimieru, știu, dar trecem peste. Nu, că chimieru chiar îmi place. Nu, din contră, cât l-am dorit chimieru ăsta, nu. Ce ai schimbat? Ce-ai schimbat la mine? Aș vrea să fiu uneori mai puțin analitic. Să mă duc așa, să dau cu capul de pereți, să nu stau să gândesc atâta. Și mai puțin arogant, mi-a zis mie cineva. Asta cu aroganța, uite, vedeți că și ei se miră. Eu... Nu, ei mă cunosc, de fapt, ei mă cunosc. Sunt oameni care spun că asta transmiți, știi? Da, și atunci, vezi, ce? Trebuie să ai grijă. El o face dintr-o emoție a lui. Probabil. Dacă asta se simte, el nu este arogant. Eu nu vin cu aroganța, eu nu vin spre un om cu aroganță. Nu, vin cu fața care spune eu tot. Vin, da, vezi, trebuie să-ți pui o întrebare. Când îți spune cineva, știi, lucrul ăsta, că na, despre fiecare auzim, că sunteți oameni publici. Bă, trebuie să te întrebi un pic. Bă, dar de ce oare e percepția asta? Pe de altă parte, am primit foarte multe după aceea care mi-au zis: bă, ce om mișto ești, eu credeam că ești arogant. Păi vezi, asta spun. Deci înseamnă că și aparența, știi, trebuie schimbată un pic. Nu știu ce aș putea să fac. Să te uiți în oglindă. Să mă uit în oglindă. Mulțumim. Așa, Alexandru, primul sau ultimul? Primul. Zicem noi primul. Opulență sau modestie? Opulență. Pe mijloc. Hai să dăm pe opulență. Că noi am făcut întrebările. Live sau playback? Live. Live. Cât cheltuiești pe benzină lunar? Acum? Un pic mai mult, că consumă 12. Cine e cel mai neserios dintre frați? Neserios? Da. Dacă te uiți la mine, ți-a zburat pălăria. Nu este la masă. Hai mă, că sunteți la televizor, iar ziceți. Cine râde cel mai zgomotos? Hai că asta trebuie să-mi spun. Zgomotos? Cred că Fina. Păi Fina. Fina. Mai mult Paul, dar Fina mai zgomotos. Măi, din suflet, măi, nu fac intenție să deranjez. Te rog, mostră, ca la Rodica Popescu-Bitenescu, știi? S-apropie. Și să știți că este moștenire de la mama. Mama râde foarte mult, voi o știți. Așa Silvia. Cu mama Silvia, da, ce să fac? Dacă ai ști că vei muri mâine, ce-ai face astăzi?
Eu am mai spus-o, dacă mor mâine, nu-mi pare rău, că ceea ce mi-am dorit așa, până asta, în momentul de față... Ce ai face azi? Face de acum până nu știu ce aș face. Acum. Ce ai duce la maică, ta, zic eu? Ai ieșit la un sushi. Și ăsta-i planul. Nu știu ce aș după face. Filmare. Nu știu. Bun. Cum crezi că te văd oamenii? Sper că vine. Aveți grijă. Puneți-vă ochelari dacă nu vedeți. Nu, dar chiar mă văd bine. Când ai plâns ultima oară? Știm spune... noi dacă nu. Ziceți voi. Hai. Păi nu, asta ne... Deci, pe mai, că a plâns acum de curând. La concertul lui. A plâns? Nu mai. Pe scenă n-a mai putut să cânte la un moment dat când a interpretat cântecul pentru mama lui. Pentru mama, da. Acolo am plâns împreună. Nu? Eu am dreptate? Nu, ai mers de atunci? Nu mai supăra cineva? Da, nu ne uităm la film. A, și el plângea la filme? Nu, el e singur care nu plânge. Dar el e o inimă de... Plâng și eu. Interiorul lui. Ești că plânge, plâng înăuntru. Eu i-am spus, zic, măi, deci m-am enervat odată, toți eram plânși, bociți, el nimic. Mă, tu singura dată când o să plânzi ar fi vreodată la un documentar despre tine. Crezi că numai așa ai plânge. Deci înțeleg că e foarte... Nu, ei nu mă văd când plânge. Nu, deci n-am văzut filmul Miracolul cel la 7. Hai spune, Fira, nu te-am sunat din mașină. Și ai plâns? Deci noi vorbim foarte mult, foarte mult. Și avem momentele noastre. Dar înțeleg că el e narcisistul grupului? Nu, chiar nu. Toți suntem narcisisti. El e un pic... Așa, Gabi, bogat sau sărac? Bogat! Bogăție și opulență. Sat sau oraș? Oraș. Oraș. Cine vorbește cel mai mult? Din familie? Din familie, dintre noi. Da. Vorbește sau bârfește? Nu vorbește. Repede să întorci tu cuvintele. No, cred că nu la asta. Eu da. Dar nu. Nu, 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 nu recunoaște, clar. Deci ia. Nu, eu recunosc orice, dar nu îmi dau seama. Cine cere bani împrumut? Niciu. Nu cerem că avem. Deci da, când n-aveați bani, se întâmpla? Da, da. Eu n-aveam bani să-mi cumpăr o apă, eram pe Valea Oltului și am plâns la telefon cu Găbușu. Deci nu aveam bani să-mi cumpăr o sticlă cu apă, 5 lei. Și l-am sunat. Și plângeam amândoi la telefon. Și mi-a trimis mereu. Am vrut să zic. Și eu țin minte că Nana avea bani mulți și ne dădea tuturor. Da, și eu țin minte, Nana a fost prima care m-a ajutat și mi-a luat primul apartament. Ce frumos, ce frumos. Cine ar putea fi al șaselea frate? Nici unul. Putem, eu, Iuliana Tudor. Mai mare. Nu, avem o problemă cu asta. Doamne, nu mi se pregătește un botez. Da, avem o problemă foarte mare cu lucrul acesta. Treaba asta. Da, lumea crede că noi suntem noi împotriva lumii. Noi o sectă. O sectă. Nu, nu avem treabă cu nimeni. Dar e un grup deja care are o identitate și nu trebuie să supere nimeni. Da, dar noi... Crezi că este posibil, Gabi, ca bărbații și femeile să fie doar prieteni? Da, normal. Da? Toți credem asta. Care este persoana din viața ta cu care poți vorbi despre orice? Mama, Oana... Uite, mă, ea se leagă. Deci tot timpul ați văzut în emisiune se leagă. Alex. Așa. Înainte vorbeam foarte mult cu Paul, dar acum... Ați mai rupt. Ați rărit-o. Nu l-am rărit-o. Eu sunt foarte prost cu telefonul. Așa și cu Fina și cu toată lumea. Dar cel mai mult cu mama și cu Oana și acum cu un anu mai nou. Absolut orice. Dar nu vorbeam nici înainte. Care este cea mai mare luptă câștigată până acum? Cu kilogramele. Nu știu dacă neapărat cu kilogramele, să știi. Faptul că cu mine însumi. Am făcut o evoluție eu. Cred că am câștigat în primul rând liniștea de care aveam nevoie. Pentru că exact, am avut o perioadă destul de lungă și asta vreau să specific. Faptul că anul trecut nu am colaborat cu colegii mei atât de des cum facem acum sau... De fapt, anul trecut. A fost o scurtă perioadă de timp. Și am realizat un lucru foarte mare. Am intrat într-un impas al vieții mele în care credeam că nu voi mai putea trece și acești oameni au fost lângă mine când toată lumea m-a dat la o parte. Și a fost cel mai frumos lucru din viața mea pe care l-am trăit și au fost acolo. Nu s-a pus problema de bani, nu s-a pus problema de evenimente, au fost acolo să mă asculte și să... Ce frumos! Și să mă susțină. Asta e, mă, prietenie adevărată. Despre da, asta și asta am simțit realitatea și cel mai frumos. Și sunteți foarte norocoși că v-ați găsit în formula asta. Și eu vreau să spun ca o completare că toate lucrurile sunt frumoase în lumea asta, dar dacă nu e prieten cu care să împărtășești lucrurile pe care le trăiești, bune sau rele, efectiv, noi și în care să ai încredere, asta e cel mai important, să ai încredere. Păi noi am înțeles ce înseamnă iubirea, dragostea adevărată de frate, dragostea nu trădează, dragostea nu înșală. Doamne, nu minte, nu minte. Lăsați număr de telefon dacă vreți să intrați în grupare. Mulțumim
Mai am o întrebare la Gabi. Casa ta e în flăcări. Nu pot salva decât două lucruri. Care sunt acele două lucruri? Cardul. Și telefonul. Care e virtual. Nu știu. Telefonul. Care e cardul? Te salva pe tine, în primul rând. Și cu costumele, probabil, nu știu. Și dacă doarme nenașa, la tine o salvești și nenașa. Nu știu, da. Bun, deci vedem cu ce salvează. Andreea, acum sau mai târziu? Acum. Scena sau televiziune? Scena. Savarină sau amandină? Savarină. Savarină. Cine e șeful în casă? Eu. Cine duce gunoiul? Costica. De ce este cel mai rușine? Rușine? A? Opa, ați dat greu. De cine? De ce? Ți este ție rușine? Da, nu cred că e. Depenibil, probabil. Da, da, desigur. Să zicem. Da, să zicem. Hai, te-am ajutat. Da, mulțumesc. Cea mai mare frică? Depenibil. Tot asta, nu rămânem tot, tot aici. Rămânem aici. Ce ți-ar plăcea să faci și n-ai apucat să faci încă? Mi-ar plăcea să sar cu parașuta. Am înțeles. Deci vom vedea asta, da? Da. Pe Instagram, da, în curând. Da. Bun. Oana, familie sau carieră? Ce familie. Chiar dacă nu pare. Cheltuitoare sau cumpărătare? Asta a fost așa. Cheltuitoare! Câte ori ai cântat cel mai mult la o nuntă? Toată nunta. Am fost și la greu. Nu știu, cât zi, Paul, cu tine? Nu, jumătate, că jumătate 8, cânta 10 Paul. 10 ore. Cam așa. Dar în continuu? Da, mă, într-una. De la ora 6 până dimineața la 4. Dar nu-i continui, cu pauze. Da, deci știu, uite, că la noi se cântă Maramureș, nu pui DJ. La 5 ore. Cine întârzie la spectacole dintre voi? Depinde. Cu care, cum... Că la emisiune am văzut. Depinde pe cine prinde poliția. Da. Pe drum. Cine are tariful cel mai mare la un eveniment? Dintre noi, Alexandru. Da. Alexandru? Mm. Ce? El are plus TVA. Da, 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 așa, da. Vai, leșin. Cum arată weekendul perfect pentru tine? Când la căsuță la Nano, la Foișor. Sau cu Vlad, sau... Depinde, că nu poți sau să București, la Marriott, să mergi să ne relaxăm. În general. Dacă de mâine nu mai poți cânta, ce meserie alegi? Doctoriță. Doctoriță. De ce doctoriță? Nu, doctoriță. Nu, cred că ce ceva așa manipulatoare de oameni, ceva psiholog din asta. Ceva, ceva de genul, da, da, da. Doamne, să ne ferim, măi, să ne ferim. Da, da, da. Ce superputere ai vrea să ai? Vezi, știu eu. Poți să răspund eu? Zic. Să citești mințile oamenilor. Nu, da, o fac, o fac. Nu. O fac foarte bine. Spune-mi nu. Ce gândesc acum. Ai răspuns corect. Că voi ieși mișto emisiunea asta. Nu? N-am zis bine? Nu, uit, toată viața mea, cum aveam un platou laudat în viață pe cei cinci, alături de niște grei ai folclorului românesc. Și făceau echipă cu Nicolae Furduian, cu Matilda, Pascal Cojucărița, Constantin Enceanu, Viorica de la Clejan și așa mai departe. Și întreb și eu, ce ați vrea să luați de la cei care sunt lângă voi? Imediat, Oana... Banii din conturi. Mă, nene, cum să zici, mă, banii din conturi? Dar primul dar ce pot eu să iau lui Constantin Enceanu? Dar răspundește frumos ca la televizor. Gloria, succesul pe care l-au... Nu, am început să o simt, așa... Dar dacă zicea Gloria, nu vă aduceați aminte. Păi vezi, da, dacă am zis banii din... Nu, dar știi că a căzut fața la toată lumea în momentul ăla. Deci ei nu se așteptau, știi? Nu, dar nici eu nu m-am așteptat. Deci a fost așa, zang! Da, dar eu am un talent la asta, deci... dar nu, nu întotdeauna. Sunt momente în care de multe ori zice Paul, bă, dar oprește-te că zici că faci stand-up comedy, adică babele-s pe bun, jos. Bun, păi atunci hai să facem o dată în viață, eu îmi strâng toate astea aici, am terminat. Aștept întrebările dumneavoastră. Ia să vedem noi. Noi, doamnelor și domnilor, sunt invitată în podcastul fraților. Ce drăguț. Bine și, dragii noștri, bine v-am găsit. Bine ați venit la podcastul fraților. Să dați subscribe la canalul nostru. Să vă abonați. Avem un invitat special astăzi. Astăzi un invitat special, un invitat care are o să știți că la televiziune nu se vorbește unul peste altul, asta așa da, da, nu. Aici noi suntem o să ne fie foarte bine să punem întrebări pentru că noi deja știm tot. Am urmărit podcasturi, am citit carte. Avem relație minunată, mai nou, de hai, lasă, treceți la întrebări. Hai, hai, hai. Întrebări. Aoleu. Deci noi sunteți invitați. Chiar așa fără... Băi, e cam frică, văd. Nu, da, nu e frică de eu. Vrei să începem? Hai. Începe întrebarea roșie. Iulian, mamă, deci cu întrebare roșie. Dar nu, zice altceva înainte. Da, eu am două întrebări. Emisiunea de Crăciun a fost... Bun. Și mi-a dat întrebarea. Bun. Prima întrebare. Pregătită? De întotdeauna. De ce noi cinci? Pentru că sunteți foarte buni. Așa scurt?
Vă mai dăm timp. Bun, și altă întrebare. Asta e o curiozitate personală. Într-o lume idilică, unde Iuliana Tudor face legile, din tot ce a trăit Iuliana Tudor în acest câmp al folclorului, cum ar vedea ea folclorul să fie bun și frumos? Adică, mă refer, îi place ce se întâmplă astăzi? Îi place ce s-a întâmplat? Unde s-ar raporta ea? N-am înțeles nimic. Da. Vă place folclorul vechi sau folclorul nou? Actual? Nu, într-o lume idilică. Cum ar trebui să fie folclorul să fie frumos în ideea Iulianei Tudor? Nu există lume idilică. Pornim de aici. Da? Există doar etape istorice în care noi toți suntem diferiți. Folclorul e diferit. Noi acum suntem în secolul acesta, da? În care a venit peste noi zona modernă și o viteză incredibil de mare. Vă place ceea ce se întâmplă astăzi? Vă place stai să spun până la capăt. Nu întrerup invitatul când răspunde. Niciodată. Întotdeauna, în momentul în care se produc schimbări, orice schimbare trebuie să aducă un plus valoare. O schimbare care nu aduce un plus valoare trece la subcultură și istoria nu ține minte. Ca să țină minte schimbarea, trebuie să ai un standard în care tu combini lucrurile. Voi ați reușit lucrul acesta. Noi, la o dată în viață, am reușit lucrul acesta. Cum? Tema folclorică, dacă tu o pui cu un muzician deștept, uitați-vă cum sună cu trupa rock, da? Constantine, Constantine, făcută de Feli. Este ceea ce am făcut noi, la o dată în viață, și am creat o altă etapă, un alt trend. Este o provocare de acum încolo și pentru mine să ajungem cu ceea ce facem noi la copii, la adolescenți. Pentru că altfel și voi și eu vom rămâne într-un raft de bibliotecă. Dar revin la ceea ce înseamnă schimbarea care să facă istorie, calitatea. Nu orice prelucrare a folclorului, nu orice îmbrăcătură orchestrală, nu orice motiv luat și folosit cum ne vine după ureche, are și valoare. Am notat. Mergem mai departe. Așa. Să zicem că, așa cum televiziunea română promovează artiștii de mare valoare, care ar fi trei reguli, zic eu, pentru un artist de succes? Și aici fie că vorbim de muzică populară, fie că vorbim de, nu știu, om de televiziune. Trei reguli de care să țină cont. Talent, muncă, consecvență și mai e ceva, cunoaștere. Asta este esențial. Am notat. Notat. Așa. Și mai întreb eu ceva. Așa. Tu dacă te-o întrebare era bun. Că noi nu mai avem timp de asta. Hai, zi pe repede. Suntem în perioada în care călcăm, unii calcă strâmb, ajung în altă eră muzicală. Așa, fac întorse. Există căință? În contextul ăsta? Oh my God. Există căință? Adică să te poți... Între oameni există asta. Artistic vorbind. În momentul în care... Au, ce bună e asta. Vorbesc de spațiul meu, da? Eu sunt realizator la postul public. Acolo e o formă de responsabilitate care n-are legătură cu căința mea în legătură cu tine. Eu sunt în fața românilor. Acolo promovăm cultura românilor. Chiar și în divertisment când o îmbrăcăm, și știți foarte bine, e o limită. Ce spuneam? Bunul simț și măsura. La postul public nu se poate altfel. Deci da? Nu-i pardonabil, practic. Asta era întrebarea. Adică dacă e ca și cum tu ai spune că totuși Sadoveanu parcă poate fi reinterpretat după cum ne vine nouă. Nu te poți juca cu brâncuși. Ăsta e mesajul meu. El este așa cum este el și trebuie să-l ocrotim și să-l protejăm ca pe o bijuterie, ca pe un diamant. Ăsta e folclor. Notat. Next. Mărioara Murărescu sau Elize Stan? Elize Stan categoric. Și respect pentru Marioara Murărescu, pentru tot ce a făcut. Și diferența dintre producțiile pe care le făcea una și cealaltă? Aș spune conservatorism și modernism. Sunt două epoci. Atunci noi vrem să ne mergem în modernism. Continuăm. Da, și cu cealaltă. Că avem și cealaltă, da. Ce părere aveți despre artiștii care nu lasă, nu-și dau acceptul ca tinerii să le interpreteze cântecele? Adică ce ar trebui să cânte copiii respectivi? Să-și caute drumul. A spus foarte bine. Să-și caute drumul. Avem cărți, avem culegeri care sunt infinit mai bogate decât ce înseamnă repertoriul unui star la care cu toții e mult mai ușor să te raportezi, să iei cântecele, să te apuci să cânti. Caută-ți drumul tău. Dar dacă eu... Lor le-a fost ușor. A fost ușor. Nu? Deci clar, eu, a fost o etapă fost ușor, da. În care a fost mult mai la îndemână. Vă e mai greu.
dar trebuie să vă faceți propriul drum. Și așa, în modernitate, apelăm la carte și găsesc o transcriere, un cântec fain, pe care îl îmbrac eu, dar îl păstrez, are rădăcina, de acolo, de al meu. Dar dacă, reprezintă pe mine. Dar dacă Iuliana Tudor ar fi cântăreața cu cele mai multe și frumoase cântece, dau un exemplu. Model. Și un tânăr, da, și model. Și un tânăr v-ar cere acordul. Simplu, ați răspunde, da a sau nu? A făcut-o deja, Paula Ananie mi-a cerut o piesă de pe primul și singurul și unicul meu album de la Electric Record și am spus, da, dragule, dar zi și tu acolo. Că e. Atât am vrut, atât. Mulțumesc. Nu, nu e așa. Dar cum? O să povestim noi după. Mai facem un episod. Cât de greu este pentru un prezentator să fie imparțial când vine vorba de a prezenta un artist pe care nu-l agrează? Asta nu e compromis? Nu există așa ceva. Când ești profesionist, regulile meseriei sunt aceleași. Pentru toți. Eu nu abdic de la niște principii, da? Nu pot să spun că n-am făcut compromisuri, pentru că sunt pusă în situația de a le face. Sunt niște reguli, sunt niște principii. Și asta asigură până la urmă consecvența de care vorbeam puțin mai devreme. Oamenii te cred pentru că ești consecvent în primul rând. Iar eu asta mi-am propus de 25 de ani, să nu-mi înșel publicul. Și repet, am făcut și eu greșeli, dar cred că nu atât de mari și de, cum să spun eu, grele, da, de neacceptat, încât să știrbească din ceea ce înseamnă principiile unui profesionist. Notat. Cât un cuvânt care ne caracterizează pe fiecare în parte. Din partea dumneavoastră. La mine spuneți două. Hai să zicem suntem așa. Degetele de la mână, știi? Așa. Nu-s la fel? Entuziasm, viață, bucurie, eleganță și aici aș spune discreție. Hai să ne aplaudim! Voi cadouri, că toți sunteți la dietă. Din partea mei, că eu nu pot să bei. Exact, exact. Uite, să le arătăm și aici. Găsiți în interior, dragilor, cadouri de la partenerii noștri, de la Nupo, cărora le mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat. Mulțumim. Alex, și pentru tine. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Iuliana Tudor Oficial, să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram și să vă bucurați de ceea ce se întâmplă în podcastul cu ai mei. Rămâneți cu bine și în lumină! Da. Și finalul, vă rog, catrenul. Nu se poate. Alex? Frunzuliță, foi de tei la podcastul cu ai mei. Atât ați dat din gură. Am uitat. Cum era? Atâta am dat în bătătură și atât am dat din gură. Nu mai, atât ați dat din gură la Iuliana în bătătură. Ce să mai zic? Sau, hai, o dăm așa. Vă îmbrățișăm, rămâneți cu bine. Toate cele bune. Pa!